În cele ce urmează vom arăta mai întâi cum a luat ființă acest praznic, amintindu-ne de minunea pe care a săvârșit-o Mântuitorul pe muntele Taborului. Apoi vom tâlcui din Sfânta Scriptură învățăturile cele tainice care s-au descoperit la schimbarea la față a Domnului. Cu puțin înainte de patima sa, Mântuitorul a început să zică sfinților săi ucenici: Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor. Și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor, și îl vor batjocori și îl vor scuipa, și îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Marcu, capitolul 10, versetele 33 și 34. Și propovăduind el despre sfintele sale patim care aveau să se întâmple în Ierusalim, ucenicii săi au început să se întristeze foarte și voiau să-l oprească pe dânsul zicându-i: Milostiv fii ție, Doamne! Să nu-ți fie ție aceasta. Matei 16:22. De aceea, Mântuitorul, voind să întărească mai înainte de sfânta sa patimă credința ucenicilor săi și să le arate că el de bună voie merge la moarte pe cruce, nesilit de nimeni și numai din nemărginita sa dragoste pentru mântuirea neamului omenesc, a voit să-i mângâie pe dânsi spunându-le aceste cuvinte: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Luca, capitolul 9, versetul 27. Adică până nu vor vedea slava sa, cât este cu putere omului să o vadă. Spunând acestea, după 6 zile a luat pe cei mai de frunte ucenici ai săi, pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, și mergând în Galileea, s-au suit pe muntele Taborului. Acolo Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe când se ruga, s-a schimbat la față înaintea lor și s-a făcut chipul feței sale luminos ca soarele și hainele sale albe ca zăpada. Și în timp ce ucenicii erau uimiți de această preaslăvită minune și strălucire a feței lui Hristos, deodată au văzut, stând pe nor, 2 bătrâni înconjurați de slavă cerească, unul de-a dreapta Mântuitorului și altul de-a stânga. Aceștia erau cei 2 mari proroci, Moise și Ilie, în Matei, capitolul 17, versetele de la 1 la 3. Văzând apostolii această preaslăvită vedenie, s-au înspăimântat foarte și cugetau în inimile lor că sunt în ceruri. Iar Petru, văzând această lumină și frumusețe pe fața lui Iisus Hristos și a prorocilor, l-au înconjurat și a zis aceste cuvinte: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici, să facem 3 colibe. Ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Și zice dumnezeiasca Evanghelie că Petru nu știa ce să spună. Găsim în Marcu, capitolul 9, versetele 5 și 6. Pentru că era uimit de atâta bucurie, de atâta lumină și mângâiere și ar fi voit să rămână acolo pe Tabor cu scopul de a-i face lui Hristos și celorlalți 2 proroci câte o colibă. Dar pe când zicea el acestea, un nor plin de lumină și de fericire dumnezeiască s-a pogorât deasupra Taborului, a acoperit vârful lui și i-a umbrit pe ei. Și din nor s-a auzit un glas zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Pe acesta să-l ascultați. Matei, capitolul 17, versetul 5. După ce s-a auzit glasul Tatălui din ceruri, a încetat vedenia aceasta, iar Ilie și Moise s-au făcut nevăzuți și Iisus a rămas singur cu ucenicii săi. Iar pe când se coborau de pe Tabor, Mântuitorul le-a zis: Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până ce Fiul omului va învia din morți. Matei, capitolul 17:9. Dar să vedem cum se tâlcuiește această minune, ce s-a întâmplat acolo și de ce Hristos a ales tocmai muntele Tabor din Galileea ca să se schimbe la față și nu un alt munte. Iată de ce. Pentru că cu aproximativ 850 de ani înainte de venirea lui Hristos în lume, Dumnezeiescul David a prorocit că acest nume se va bucura de slava lui Dumnezeu, căci zice: Taborul și Ermonul între numele tău se vor bucura. Psalmul 88:13. Deci trebuia să se împlinească Scriptura ca Taborul să se bucure împreună cu cei ce l-au înconjurat pe Iisus, cu cei 3 ucenici ai săi. Pentru aceasta a ales Iisus muntele Taborului. Dar pentru care pricină au venit
de față cei doi proroci, Moise și Ilie. Iată pentru ce. Mai înainte cu 6 zile a întrebat Mântuitorul pe Petru și pe ceilalți ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. În Matei, capitolul 16, versetele 13 și 14. Acum Mântuitorul, chemând la dumnezeiasca sa schimbare la față pe Moise și pe Ilie, a vrut să arate ucenicilor săi că el nu este nici Ilie și nici Moise, ci este Dumnezeul lui Ilie și al lui Moise. Le-a dovedit, deci, că nu este proroc, ci Dumnezeul prorocilor. Dar pentru ce a zis Petru către Iisus Hristos că este bine să facă acolo 3 colibe? Aceasta a fost din pronia lui Dumnezeu, ca să zică așa. Însă Iisus Hristos i-a spus tainic lui Petru: ascultă, Petre, tu cugeți încă omenește despre mine. Tu crezi că eu am nevoie de colibă ca să stau aici pe tabor. Am să-ți arăt eu cine sunt. Eu pot să fac colibă din norii cerului. Eu voi acoperi tot muntele taborului ca o colibă de nor luminos plină de raze de lumină. Astfel îți voi arăta că nu am nevoie de colibe omenești. Eu sunt acela care am acoperit cu nor poporul lui Israel 40 de ani în pustie și pot să fac aici o colibă de nor ca să vă acopăr și pe voi. Eu sunt acela care am dat lege lui Moise pe muntele Sinai și am putut să-l chem aici de față. Eu sunt Domnul lui Ilie, căruia m-am arătat în Horeb și l-am chemat de față, ca să știți că eu sunt Dumnezeul prorocilor și nu am nevoie de colibe făcute de mâini omenești. Dumnezeiescul părinte Efrem Siru spune că taborul avea chipul bisericii la schimbarea la fața Domnului. Dar de ce taborul avea atunci chipul bisericii lui Dumnezeu? Iată de ce. Acolo erau de față amândouă testamentele. Acolo a văzut Moise începătorul legii vechi, pe Hristos, începătorul și dătătorul legii darului. Acolo a văzut Ilie iconomul tatălui, pe epitropul lui Dumnezeu, pe marele apostol Petru. Acolo a văzut Ilie feciorelnicul legii vechi, pe Ioan evanghelistul, dar și feciorelnicul legii noi. Acolo Moise cel sfânt a văzut pe Petru cel sfințit. Acolo, cel ce s-a suit la cer cu căruță și cai de foc a văzut pe cel ce s-a rezemat pe pieptul de văpaia lui Hristos întrupat, adică pe Ioan Evanghelistul. Acolo au văzut prorocii pe Hristos, care a creat și pe proroci și pe apostoli, ca cel ce a dat legea veche în Sinai și pe cea nouă a desăvârșit-o în Ierusalim. Dar oare numai Mântuitorul s-a schimbat la față sau și unii dintre sfinți? Dacă citim Sfânta Scriptură și viețile sfinților, veți afla că și sfinții lui Dumnezeu s-au schimbat la față, nu numai Hristos. Dar alta a fost schimbarea la fața lui Dumnezeu cuvântul și alta a fost schimbarea la fața sfinților săi. Schimbarea la fața Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos a fost prea minunată și în chip străin. Lumina cea de pe tabor care lumina la față pe Hristos nu izbora din fața lui, ci din lăuntru lui, căci era lumina cea din lumină, cea necreată a preasfintei treimi. Când tot trupul lui era Dumnezeu întrupat, lumina cea din tabor nu a venit din afară ca să-l lumineze pe el, ci izvora din lăuntru și radia în afară, căci el este izvorul luminii cele veșnice și nemărginite. Iar sfinții care s-au schimbat la față au văzut lumina nu de la ei, ci de la Dumnezeu. Așa a fost Set, feciorul lui Adam, și mai târziu Moise, care s-a schimbat la față când a primit tablele legii pe muntele Sinai. Căci, după cum spune dumnezeiasca scriptură, nu puteau fiii lui Israel să privească la Moise de strălucirea feței lui și se acopereau cu un voal ca să nu-i orbească. În Ieșirea, capitolul 34, versetul 30. Așa s-au schimbat la față și unii din sfinții mari ai noului așezământ, ca Marcu Ascetu, Ava Siluan, Ava Sisoie cel Mare și mulți alții care străluceau ca soarele în unele momente. Dar sfinții nu aveau lumină din ei,
și ilumina din afară darul Duhului Sfânt. Pe când lumina cea din tabor sau schimbarea la fața Domnului era din lăuntrul lui, era din izvorul luminii cele gândite și negrăite a dumnezeirii lui. Dar oare ce zice Hristos la schimbarea la față, în chip tainic, lui Petru? Iată ce zice: după tâlcuirea sfinților părinți, tu, Petre, vrei să rămâi în tabor ca să faci trei corabii? Dar de ce vrei să rămânem aici? Pentru că ai văzut aici lumină și strălucire, slavă, bucurie și mângâierea Duhului Sfânt? Ai auzit aici glasul părintelui meu care m-a adeverit pe mine cine sunt? A adeverit dumnezeirea mea și al cui fiu sunt? De aceea vrei să rămâi pe tabor? Dar eu nu am venit să rămân pe tabor. Eu n-am venit să-ți spun numai ție și la ceilalți doi ucenici cine sunt. Tu, cu 6 zile mai înainte, mă oprai ca să merg la patima cea de bunăvoie. Când ți-am spus că merg la Ierusalim ca să sufăr, să pătimesc și să mor pentru neamul omenesc, ai zis: nu, Doamne, să nu-ți fie ție una ca aceasta. Cruță-te pe tine, Doamne. În Matei, capitolul 16, versetul 22. Iar eu te-am suit pe tabor și ți-am arătat slava dumnezeirii mele, nu atâta câtă este, ci cât poți tu cuprinde ca om, ca să nu orbești cu ochii și să nu mori. Ți-am arătat că eu nu de silă, nici de frică merg la patimă, ci de bună voie. Ți-am arătat slava aceasta ca tu să înveți pe frații tăi să propovăduiască cu Iacob și cu Ioan slava dumnezeirii mele, pe care ați văzut-o aici, pe muntele cel sfânt, și celorlalți ucenici și la toată lumea, ca să știe toți că eu nu am fost numai om, ci și Dumnezeu. De aceea am voit mai înainte de patimă să vă arăt vouă slava mea pe care o am, atât cât este cu putință omului a o vedea. Deci zice Hristos mai departe lui Petru în chip tainic: Petre, dacă voi rămâne pe tabor ca să-mi faci tu o colibă, oare cuvintele Scripturii cine le va mai împlini? Dacă eu voi rămâne pe tabor, oare cuvintele acestea scrise care zic: împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți, din Psalmul 21:20. Cui îi se vor mai potrivi? Dacă eu voi rămâne pe tabor, cu cine se vor mai împlini cuvintele: data-o spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet, din Psalmul 68:25. Dacă voi rămâne pe tabor, cum se vor împlini cuvintele lui Osea: vedea vor pe cel pe care l-au împuns? Dacă eu voi rămâne pe tabor, cum se vor împlini prorociile lui Isaia, care zic: dat-am spatele meu spre bătăi și obrajii mei spre scuipare și pălmuire, și n-am întors fața mea de către rușinea scuipărilor, din Isaia, capitolul 50:6, și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat, din Isaia, capitolul 53:5. Dacă eu voi rămâne aici pe tabor, după cum zici tu, cum se vor împlini cuvintele acelea care zic: cu cei fără de lege s-a socotit, din Isaia 53:9. Și când se vor împlini cuvintele vieții veșnice, dacă eu nu mă voi coborî în iad spre a învia pe drepții morți și a mă face începătură a vieții morților? Nu, Petre, nu trebuie să rămân aici pe tabor. Eu trebuie să trec de aici pe celălalt munte, pe Golgota. Așa suntem și noi creștinii și monahii. Când avem bucuria Duhului Sfânt la rugăciune, când strălucește în sufletele noastre câte o rază de mângâiere, ce bucurie duhovnicească! Când auzim o cântare minunată, o predică frumoasă la Evanghelie, avem o bucurie sufletească așa de mare că am vrea să rămânem pururea în acele momente. Să nu mai avem dureri, să nu mai avem întâmplări rele în viața aceasta, ci să rămânem în acele bucurii. Dar nimeni, fraților, nu se poate mântui astfel. Trebuie să mergem de pe tabor la Golgota, ca să primim paharul Domnului, căci zice David: ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema.
Psalmul 115, versetele 3 și 4. Adică orice creștin trebuie să primească după puterea lui paharul pe care l-a primit Hristos în grădina Ghețimanii și la sfintele sale patimi, dacă vrea să fie următor lui. Nu se poate mântui nimeni numai cu bucurii duhovnicești. Dar de ce? Hristos ne-a spus nouă: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Din Ioan, capitolul 16, versetele 33. Și prin multe necazuri vi se cade să intrați în împărăția cerurilor. Roman, capitolul 8, versetele 17 și 18 și 1 Petru, capitolul 4, versetul 13. Așa, frații mei, când avem bucurii și mulțumiri duhovnicești și veselie duhovnicească în inimă, să nu ne oprim aici, ci să ne gândim că trebuie să trecem de la acele momente la altele, adică să suferim cu dragoste pentru împărăția cerurilor și să-L urmăm pe Hristos de pe Tabor, pe muntele Golgota. Avem în dumnezeiasca Evanghelie și multe învățături și pilde care ne arată că Hristos s-a folosit de munți pentru economia întrupării sale și pentru a da unele învățături mântuitoare neamului omenesc. Hristos, după ce s-a botezat, zice Sfânta Evanghelie, a fost dus de Duhul în pustie și a postit acolo, în muntele Carantania, 40 de zile și 40 de nopți, ispitindu-se de Satana, cum vedem la Matei 4:1, care i-a înfățișat cele trei atacuri: al lăcomiei pântecelui, al slavei deșarte și al iubirii de avuții. Deci, încă de la începutul misiunii sale, mai înainte de a începe propovăduirea, Hristos a folosit muntele și pustia. În muntele Carantania și în pustia Iudeei a avut loc începutul misiunii cele duhovnicești a lui Iisus Hristos. În munte a predicat și a așezat cele 9 fericiri ale bisericii. În munte s-a schimbat la față. Adeseori se suia Hristos în munte noaptea și se ruga acolo singur până dimineața. Ne arată Evanghelia lui Matei, capitolul 14, cu versetul 23. Pe munte s-a răstignit, de pe munte s-a înălțat Domnul la cer. Vedeți câte întâmplări în viața Mântuitorului s-au săvârșit pe munte și nu în zadar s-au făcut, ci cu rost, spre mântuirea noastră. Viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prototipul, adică modelul cel veșnic și vrednic de urmat al creștinilor până la sfârșitul veacurilor. Oare nu și prorocii s-au folosit de munte? Oare legea veche nu s-a dat pe muntele Sinai? Oare Moise nu s-a rugat pe munte când se lupta cu Amalec? Oare Ilie nu a văzut pe Dumnezeu în muntele Horeb? Și câte ca acestea! Iar după înălțimea Domnului, mulți sfinți s-au nevoit pe munți, precum Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Macarie cel Mare, Sfântul Arsenie cel Mare, Sfântul Sisoie, Ava Marcu de la Peșteră, care nu a văzut față de om 85 de ani și a mutat muntele cu rugăciunea. Și nu se ajunge vreme să spunem câte miși nenumărate, cete de pusnici și sfinți care, urmând lui Hristos, s-au retras din deșertăciunea lumii și s-au nevoit pentru Domnul în peșteri și munți, cu fiarele pustiei, decât să rămână în robia patimilor care stăpânesc veacul acesta. Dar de ce în munte și în pustie? Iată de ce! Sfinții cei mari ai lui Dumnezeu și pusnicii s-au retras în munți și la pustie din valurile pline de tulburare și răutăți ale lumii, ca să scape de trei grele războaie și anume de auzire, de vedere și de vorbire. Adică să nu aibă cu cine vorbi, să nu vadă cele rele și să nu audă deșertăciunile lumii, ci să stea pururea în comuniune cu Dumnezeu prin sfânta rugăciune și prin gânduri sfinte ca să-L urmeze pe Hristos. Astăzi s-a schimbat la față pe muntele Tabor Domnul nostru Iisus Hristos, ca să întărească în credință pe ucenici că El este Fiul lui Dumnezeu, iar în vremea patimii de bunăvoie să înțeleagă taina mântuirii lumii prin cruce și prin înviere.
dar Hristos a schimbat la față și pentru a schimba fața sufletelor noastre, pentru că noi toți suspinăm după lumină, însă nu vom putea intra în lumină de nu vom fi fii ai luminii. Nu vom putea vedea pe Iisus Hristos Mântuitorul șezând pe foc de serafim și pe aripi de heruvim dacă nu ne vom schimba și noi fața sufletelor noastre. Nu ne vom putea mântui dacă mai întâi nu ne vom putea pocăi aici pe pământ, adică dacă nu ne vom schimba viața, faptele și cugetele minții și ale inimii. Deci să ne prefacem din răi în buni, din oameni mândri și desfrânați să ne schimbăm prin căință în creștini smeriți și curați, din oameni lacomi, nepăsători și zgârciți să ne schimbăm în creștini înfrânați, milostivi și râvnitori la fapte bune, din oameni stăpâniți de patim și de ură către aproapele să ne schimbăm în creștini blânzi și iubitori de Dumnezeu și de oameni, să ne facem fii ai luminii și ai nădejdii, fii ai credinței și ai bisericii, ai dragostei și ai lui Dumnezeu. Și cum ne putem schimba fața sufletelor noastre, adică cum ne putem pocăi și lumina mintea și inimile noastre? Prin părăsirea păcatelor făcute până azi. Și aceasta se face numai prin spovedanie și sfânta împărtășanie luată cu mare evlavie și pregătire. Apoi ne putem lumina cu darul Duhului Sfânt dacă vom urca și noi cu Hristos pe muntele Taborului. Taborul închipuie biserica. Prin participarea la slujbele bisericii urcăm sigur spre vârful Taborului. Creștem duhovnicește prin putere, în putere și ajungem sus în lumina lui Hristos cel înfășurat în focul dumnezeirii. Spre această lumină taborică au alergat toți sfinții și înaintașii noștri. Pe aceasta să o căutăm și noi. Dar să ne întrebăm, când s-a schimbat Hristos la față? În clipa când se ruga pe Tabor. Să ne rugăm mai mult, fraților. Să ne rugăm mereu, neîncetat și mai ales să ne rugăm cu căință, cu lacrimi și din inimă. Rugăciunea stăruitoare, statornică, făcută din inimă înfrântă și smerită, așa cum spune prorocul David, curăță mintea și inima, scoate lacrimi din adânc, alungă mânia, pofta și mândria, naște lacrimi și coboară peste noi harul Duhului Sfânt. Adică ne dă pace în inimă, nădejde în mântuire, răbdare în ispitele vieții și ne luminează conștiința. Și dacă pe lângă rugăciune, smerenie și spovedanie curată mai adăugăm blândețe, milostenie și iertare către toți, atunci devenim fii ai lui Dumnezeu după har. Devenim fii devotați ai bisericii și moștenitori ai împărăției cerurilor. Adică vom urca și noi cu apostolii pe Taborul cel de sus, să-L vedem pe Hristos șezând pe tronul slavei sale. Atunci vom putea să cântăm și noi cu îngerii și cu sfinții această cântare pe care o cântă astăzi biserica. Schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta, pe cât li se putea. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, dătătorule de lumină, slavăție. Amin.